Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor, Dan Vasiliu este prezent în dreapta tatălui. Și a fiul și a sfântului Lucan. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Nu știu dacă ați sesizat, dar Dan vine cu weekendul, deci să-l primim cu aplauze. Când e Dan aici, e clar că începe weekendul. Ei. Da. Da, e siguranța weekendului. Te simți amenințat? Te simți defăimat? Vrei să începem? Ne defăimăm din prima? Asta e subiectul principal. E clar. Da. Să ne defăimăm puțin unul pe altul? Ești jurnalist, mă. Ce i-a fătat creierul unuia? Pusesem pe Facebook o chestie și am văzut că au fost destui oameni internauți care să aprecieze o postare cu gust ca a mea și am spus că ar fi o idee bună ca politicienii să facă ei cumva, ca termenul ăsta de politician sau de PSD-ist să nu mai fie considerat o insultă, ci să facă ei cumva și să fie o mândrie. Cum ți-aș spune eu ție? Băi, eu nu pot să am încredere în tine că ești jurnalist. Corect. Foarte bine că-s jurnalist, mă bucur! E o mândrie să fii jurnalist. Sunt jurnaliști care nu se simt inferiori, că doar legea asta, spune legea asta a defăimării a lui Dragnea, zice că orice persoană care aduce atingere unei persoane pe baza grupului din care face parte și face persoana respectivă să se simtă inferioară. Cum poți să... Da. Legea ai citit sine... proiectul? Proiectul nu, am citit partea asta din da, lege. Asta a apărut secvenție. Era bine să fi văzut proiectul și normal supus unei dezbateri publice. A fost supus unei dezbateri publice proiectul acesta? Nu cred. Deci, înainte de a ajunge depinde în Parlament... Depinde ce public. Da, public. Să fie undeva afișat, să fie luat în discuții de ONG-uri, de juriști, de societatea civilă. Juriști au acceptat... Nu, lasă juriștii de la Parlament. Da, păi despre ei vorbim, nu? Ei se uită. Măi, eu sunt convins că legea asta a avut o... pe lege, legea asta și o lecuță pe cine bună. A adus. Legea asta a avut o bază bună. Punctul meu de vedere, am stat și am urmărit. Da, nu am citit toate, evident, că nu stă nimeni să citească legi întregi. Dar baza a fost o intenție bună. E, cum am spus eu, a trebuit să brodăm pe drapel. România este țara intenției. Dar punerea în practică, schimb, rupe. Intenția a fost bună, la modul hai să nu aducem atingere unui grup social, mergând pe ideea nu acceptați refugiații în România pentru că sunt teroriști. Da. Da? E o tâmpenie și, într-adevăr, asta este o defăimare. Da. Baza a fost bună. Nu acceptați să angajați țigani sau romi pentru că sunt hoți. Da. Corect? Nu e adevărat, pentru că nu toți țiganii sunt hoți. Da. Cunosc oameni care au masterate sufletul meu și de etnie romă. Nu cunosc și eu. Corect? Cunosc baza asta a fost presupun. Oameni de calitate. Da, deci nu... Dragnea la asta a încercat el să se refere, în schimb. Ce a ieșit? Ce a ieșit a fost totul altceva. Și nu înțeleg ce a fost în capul lui. Cum poți să faci o sinucidere politică de genul ăsta? Mă bucur că face câte o sinucidere politică de genul ăsta. Deci, oricine de la PSD este invitat să facă până în campania electorală câte sinucideri doresc, numai să dispară de pe scena noastră. Nu știu dacă, vezi, tu ești pornit pe Partidul Social Democrat. De eu că Partidul Social Democrat este, din nefericire, reprezentat de niște persoane. Partidul în sine. E ca și cum ai spune că România e o țară nașpa. Dar nu e țară nașpa, e o țară frumoasă. E da. Oamenii da. Am precizat, cred că și poate și cu tine, dar cred că în emisiunea în care ai lipsit am fost cu Claudia, faptul că cunosc oameni din PSD, cum să spun, de super calitate. Pălăria, da. Corecți, cinstiți, n-au funcții. Da. Deci aici un aspect. Nu vreau să sar peste ceea ce am început. Nu mai am hârtiuța aia că cineva... Tu vrei a fost să întorci cineva la profilul candidatului? Profilul candidatului, pentru că am pus să fie, să nu fie, să... Asta, o să reluăm, o să încercăm să sintetizăm, să găsim soluția ideală. Scuze-mă că te întrerup. Am văzut lipsa de reacție a celor care ne urmăresc la profilul candidatului ideal. Lipsa de reacție mie îmi spune că oamenii ori nu sunt interesați, ori își dau seama că votul lor are atâta valoare încât hai să fim serioși. Nu, încă de discutat, pentru că n-am definitivat clar
domnule, punem pe format A4, da, poate nu cu liniuță de la capăt. Asta cu profilul candidatului ideal. Râdem, glumim, dar aici încercăm, nu trebuie să fim încruntați și sobri și cu cravată. Putem fi și cu haina de training și cu tricou ca să vorbim. Aș pune pe cineva, aș pune un nume pe candidatul ăsta ideal în momentul ăsta și știu că probabil o să-mi sari în cap. Cum îl cheamă pe puștachelul ăla care a fost la HiQ și a fost PSD-ist, încă mai este PSD-ist și are interdicție în PSD? Sturzu. Ăla pentru că este de departe singurul care a avut tupeu să meargă în plen la PSD și să le spună, domnule, suntem niște comuniști, hai să facem ceva să schimbăm. Să schimbăm imaginea pe care n-am reușit să o schimbăm într-un sfert de secol. Suntem în continuare priviți ca niște comuniști. Hai să schimbăm. Și ce au făcut? L-au scos din partid. În loc să încerce să reformeze, au preferat să-l... Băi, frate, tu vii cu idei de astea reformatoare, ia ești tu puțin. Înțelegi? Și da. Pe ăla l-aș pune. De ce? Pentru că mi-am adus aminte de tipul și am spus în 24 de titluri ieri sau alaltări, mi-am adus aminte de tipul de la plenara cel al 13-lea congres al Partidului Comunist Român, tipul din Brăila, de unde era el, care a spus, tovarăși, eu nu-l mai votez pe Nicolae Ceaușescu în funcție de secretar general. Da, nu mai țin minte, nu știu la ce congres, într-adevăr, a fost și după aia a fost... Al 12-lea sau al 13-lea. Și el a stat în arest la domiciliu până la sfârșitul vieții. În fine, n-a dus-o rău, în mod sigur, i s-a asigurat de la gospodăria deci de partid ceva. Deci aș merge cu un om de genul ăsta, unul care să aibă tupeu să iasă în față și să spună, bă, suntem proști. Mă, e o chestie acum de discutat și de văzut referitor strict la Sturzu și la cei care au intrat în partide și au și ajuns pe anumite funcții. Știi că se spune că prețul de unui post de senator sau deputat e de 100.000, de 50.000 sau de 500.000 de euro. Nimeni nu a venit cu date concrete să spună, uite, a costat atâția bani. Cineva. Afișele, normal, trebuie să fie, pentru că am văzut aici o știre cu o limită de donații și ce se poate face la treaba asta. Atât au costat deplasările, cazările la hotel, înțelegi? Bun, pentru senator pe zona Roma nu mai avem cazare la hotel, cu toate că am avut deputata Udrea, da, care și-a luat apartament aici. Deci cheltuieli care trebuie să apară la un moment dat, ar fi corect să apară. Ei, cheltuielile astea înseamnă că le suporți tu ca și candidat. Tu faci rost de bani ca să le suporți prin donații și așa, ai în buzunar strâns la pușculiță. Bun, și deci tu ar fi avut voie, ceea ce vreau să spun eu. Deci, din punctul meu de vedere, el a greșit, dintr-un anumit punct de vedere al meu, el a greșit în momentul în care a intrat în PSD. Puteți să leagă orice partid și să vină o idee reformatoare. E un aspect ăsta că a greșit. Dar dacă el a din fost cu intenția... De vedere. Da, dintr-un anumit punct de vedere al meu, da, că mutându-mă puțin mai lateral, ies din cadru și aș putea să zic, bă, stai așa, el chiar a crezut că o să poată reforma sistemul din interiorul partidului, nu corect, sistemul general. Corect. Așa, pentru că eu în 89 la Revoluție eram, de-abia terminasem liceul. Ceea ce știam ca și informații venite pe căile oficiale era cu glasnost și perestroica din URSS, corect, al lui Gorbaciov. Și eu la asta mă gândeam, zic, băi, ce se poate întâmpla? Nu mă gândeam, băi, mă duc în armată, iau arma și mă duc și spun, ferar să fiți voi, că nu este mâncare, că sunt cozi, că se ia curentul, că nu-i programul televizor, lucrurile care le vedeam eu la nivelul ăla în primă fază. Să iau arma și mă duc să fac asta. Da. Nu, mă gândeam, băi, prin glas, nu pe restroi, ca să ceea ce era acolo să transpun aici. Și mă gândeam, zic, băi, trebuie să intru în partid, fine, era singurul partid, da? Și să... Și trebuie, ăla era așa un fel de trebuie. Nu, era chestia că, bun, terminam armata dacă n-ar fi fost Revoluția. Și aș fi putut să mă iau la trântă cu dihorii care erau acolo. Da, dar o singură dată. E că la ciupercile poți să mănânci ciupercile trebuie, da, dar o singură dată. Da, da. Cred că și el a încercat, trebuia mai mult.
Și pentru că ai pomenit de Sturzu, la candidatul ideal, eu asta am, mă duc în Parlament și le spun, bă, pe legea defăimării încă nu e promulgată, dar jegurilor. Da. Nu vreau să fiu alături de voi. Și o să spună toți, deci o să spun, sunteți hoți, necinstiți. Și atunci tot, o să spună, stai așa o clipă, că numai câțiva dintre noi sunt cercetați. Bun, avem așa, hoți, da, nesimțit, da, și sunt și oameni cinstiți. Da. Cinstiți, da, dar nu au pus osul la treabă. Și asta nu te absolvă de faptul. Deci, ești, băi, cinstit, dar nu ai fost cinstit, ai fost corect, ai venit cu, ai avut tu niște idei, ai vrut să le... Băi, trebuie să fii, să sufli mânecele, să spui, bă, mă bat și mor cu ei de gât. Am posibilitatea să promovez o lege, da? Care să fie spre binele multora, da? Da. Nu o să fie nicio lege pentru toți. Evident. Da? Ce pot să fac dacă în Parlament ăia se scarpină în fund, se uită la filme porno, își urmăresc interesele lor personale și așa mai departe? Trebuie să vin să folosesc, și acum vorbim la ziua de astăzi, chiar e mult mai simplu să folosești internetul și da, facilitățile oferite de treaba asta, să strângi 500.000 de semnături, să vii cu legea, să o trântești acolo în... Știi la, cine, la ce nume mă gândesc? Uite și îmi scap acum numele. Vorbești de candidatul ideal de ceva vreme, ia ca a 4-a, 5-a săptămână în care vorbim de candidatul ideal și făcând așa suma tuturor cerințelor noastre, dar da, noi doi. Da, 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 da. Singurul nume la care mă gândesc este ăsta al Verzilor. Zim, cum îl cheamă? Cernea. Până acum, făcând suma tuturor, nu știu, adjectivelor pe care le-am pus noi pe hârtie, să fie, să aibă la el pietrele, da, să poată vorbi, să fie și, ai spus să nu fie gras, să fie și slăbut, să aibă interesele... Nu chiar să mai pus câteva kilograme pe el. Da. Dar la ce se mă duce... Parcă se creionează. Se creionează, este cernea, deci, deși am creat imaginea asta de nebun. Că e un țărăsărit, da? Că și-a creat imaginea singur, nu e vina nimeni. Stai așa o clipă. Deci, eu și încă mulți alții pe care îi cunoști, în 90, în 92, deci eram etichetați nebuni. Da. Dubioși, când am înțeles, fine, că aveam părul lung, de fapt, cam nu l-aveam în 90-90. Da, deci când țipam că ceea ce promovează Iliescu cu cei care erau în jurul lui nu era ok pentru țară și s-a și văzut prin ceea ce s-a întâmplat și așa mai departe. Deci acum și nebuneala lui Cernea s-ar putea să fie o neînțelegere a noastră. Măi, rog, el se bate cu niște stereotipuri în momentul ăsta. Da, El s-a apropiat de chestia asta. Deci, din punctul de vedere, deocamdată, n-ar fi prins cu mâna în traistă la nimeni. N-a avut posibilitatea, că toți îl l-au luat de nebun, nu s-ar șuca nimeni cu el. Adică zic să fie, bă, domnule, au fost niște fonduri, nu știu unde, ele de Constanța, nu? Parcă da. Așa, că au fost niște fonduri pe acolo și a făcut un lobby și a luat un ban sau chestii de astea. Încă nu s-a auzit nimic. Și... Păi toate fondurile s-au oprit la mazăre. Să zicem. El se încadrează și în ideea asta de bătăios. Da, deci, dar se bate cu urile de vânt. Adică, pe de altă parte, omul nu este carismatic aproape deloc. Da, asta, carisma asta o ai nativ. Da, da, dacă nu o ai, ești politician slab. Da. Nu poți atrage masele. Nu poți atrage masele tu în mod direct, dar iarăși el aici ar putea să dovedească faptul că este bătăios și pe anumite proiecte care sunt ok și e nevoie pentru care... Dar riscă Cernea să se transforme în Vadim Tudor 2? Să fie văzut și de presă inclusiv. Iote, frate, a început și ăsta săracul să vorbească. Da, deși el are niște idei bune. Mă, e o chestie la Vadim. Vadim care avea o cultură generală. Care avea cunoștințe. Care, asta, deci se coboruse pe un limbaj care într-adevăr îți vine la gură atunci când așa, da, dar la nivelul lui te-ai aștepta, te-ai fi așteptat. Politician te aștepți la un anumit nivel. Adică, cum să spun,
El venea oricum din regimul celălalt, erau oricum pătat și așa, clar. Dar pe anumite lucruri, deci la care avea dreptate, ducându-se pe partea extremă, așa, a prezentării cazurilor respective, nu mai devenea credibil, nu mai era credibil. Da, și Cernea trebuie să ferească să exact ajungă în situația, în situația asta. Bun, deci așteptăm să fie și tânăr pe cât posibil, dar nu să aibă 18 ani. Nu, să nu fie nici de vârsta lui Ion Iliescu, gen The Highlander, că ăsta e mai pe sabie în mână și îl pui să se bată cu alții și ia ca ai eu aș zice că cei trecuți de 45, 50 de ani, 55 de ani, da, nu mă duc mai încolo de 60, de cei care se apropie de pensie. Este... Ar putea să vină cu experiența și dacă într-adevăr sunt dornici de a face bine pentru cei mulți din jurul lor, să fie niște consilieri de încredere pentru exact cei tineri. Bun, și atunci ce ca cei tineri cu energia lor, da, da, cu fără umbra bănuielii de hoție, da, da, așa, și având puterea tinereții să fie bătăioși, să pună în practică tot ce trebuie pentru, pentru a fi mai bine, clar. Deci, dacă se votează în momentul de față un pachet de legi care stabilește clar ce trebuie făcut și cum trebuie făcut ca să se evite hoții și altceva prin asta. Nu e suficient numai pachetul, normele metodologice de aplicare a legilor respective. Trebuie schimbați niște oameni, că degeaba da, ai milițianul evident care stă și se scarpină în fund când se întâmplă o infracțiune alături. E o problemă, da? Și aici la profilul candidatului ideal, și terminăm imediat cu asta, exagerând și făcându-mă așa o formă metaforică, ar trebui ca politicienii să-și asume, candidații, da, să-și asume un pachet, da, de legi, da, deci, de exemplu, cum a fost legea împotriva fumatului în spații de astea. E o lege care eu, ca fumător, care n-am mai fumat de câțiva ani și care nu am nimic împotriva fumătorilor, sunt de acord cu ea, o susțin. Eu sunt de acord cu ea ca lege, ca fond, nu ca aplicare. Da. Ce vreau să spun? Deci, acel politician care vine cu, în fine, nu o singură lege, deci în 4 ani de zile trebuie, zic eu, luna și legea, deci 48 de legi care să fie, cum să spun, stâlp de temelie 50 de ani de acum încolo. Okay. Deci viziune clară pe viitor, cum evoluează societatea pe era internetului, pe schimbarea nomenclatorului de meserii, știi? Deci da, nu mai sunt meserii care au dispărut, sunt meserii noi care au apărut. În momentul în care candidează respectivul politician, candidatul, da, vine cu pachetul de legi. Da. Și alături ar trebui să spună, și am spus metaforic așa, să spună centura cu bombă. Bă, băieți, uitați, e reglată, aici e codul în plicul ăsta, plicul se deschide numai în momentul în care să terminăm, s-au votat toate legile și deconectăm 35% dintre români, în urma unui sondaj realizat pe internet, evident, au spus că l-ar alege în funcția de președinte al României pe Vlad Țepeș. Mă, am văzut ideea asta? Nu. Păi ce dar, facem? Dar, nu, eu spun el. Vlad Țepeș nu și-a pus grenada, țeapa la fundul lui. Da, dar a pus tuturor celorlalți. Băi, tuturor celorlalți care, conform datelor care le avem noi în momentul de față... Măi, deci ce noi trebuie este, ne trebuie Vlad Țepeșul ăsta modern, adică cineva care să vină și să spună, domnule, mă bucur că m-ați ales nu, în funcție de președinte, nu, vă rup gâturile dacă nu facem cum nu. A spus Vadim Tudor treaba asta, n-a spus că duce pe stadion și execută pe toți. Nu avem cadru legal să mai tragem în țeapă, să împușcăm, să condamnăm... Corect, bineînțeles că nu, dar cineva care să pună parul pe oamenii care trebuie să-și facă treaba. Noi. Toți. Dacă ei trebuie să facă o valoare, nu, ar fi interzis. Nu votul. Ieșirea în stradă. Revoluțiile se fac pe Facebook. Nu, uită-te puțin la societatea modernă. Se fac pe Facebook dacă le pricep, pentru că, cum să spun, în momentul în care s-a făcut pe Facebook, s-a spus, domnule, de Iliescu, se spunea de corupție, de Ponta, plagiator și nu știu ce. Nimeni n-a ieșit în stradă să-l dea jos.
a trebuit să se întâmple realitate ceva, da, și a fost ceva foarte grav, da, cazul colectiv. Așa și e. Atunci lumea a început să iasă în stradă și atunci a luat în seamă, de fapt, părerea care era, care exista de mult timp, da, pe Facebook. Dar eu cred că Ponta a făcut ceea ce trebuia să facă în momentul respectiv și anume și-a dat el, dacă, demisia dacă și-a lăsat. Dacă coarda, atunci era jale. Sau ar fi putut să rămână prim-ministru și să pună într-adevăr bâta pe spinarea celor care trebuiau să se ocupe de... Dar n-avea cum, pentru că îs de la el. Cum să pui tu bâta pe Oprea, care e cu interesul național? Evident, corect. Și deci, asta, deci aici e chestia. Și șoleta rusească politică, nu poți. Da, și e chestia asta, că există deja legi binișor spre bine făcute, care, din păcate... Nici așa, binișor sau bine făcute, nu sunt puse în aplicare, da, cum trebuie. Deci, așa e. Vezi în București și vezi și în Roman, mașină parcată pe trecerea de pietoni. Da. Ce spune codul rutier OUG 195/2002? Ai voie să parchezi pe trecerea de pietoni? Nu. Nu. Clar că nu. Care este răspunsul dat? Și cred că se poate încadra acest răspuns, de acum să spunem răspunsurile Oprea. Nu, pentru era că, loc în altă parte. Că nu este loc de parcare. Da. Deci tu ai treabă la primărie și ai parcat că nu ai loc de parcare. Dacă eu merg cu tine pe jos până la cimitir, deci un kilometru jumate, deci de la primărie în Roman până la cimitir, da, un kilometru... Nu se poate să nu găsești un loc ușor. Nu se poate să nu găsești un loc. Da, dar nu să mergi pe jos un kilometru jumate, frate. De ce? Pentru că ești mahăr, ești meseriaș. Cum să faci chestia asta? Parchezi pe trotuar dacă e nevoie. Intru cu mașina în primărie și o parchezi în ușa primarului. Păi vezi, aici e treaba. Și nenea polițistul... Legea e făcută egal pentru toți. Nenea polițistul, dacă parchez eu mașina mea, mă trezesc cu hârtia pe ea. Bineînțeles. Dacă parchează, și nu vreau să dau niciun număr de matriculare din Roman, dacă parchează număr așa, așa, da, așa, nenea polițistul s-ar putea, dacă este cumva forțat că de așa, să dea un telefon și să spună vino și mută mașina. Sau să sune pe șef și anunță-l pe cutare să vină să mute mașina, că... Da. Deci la modul ăsta. Da. Pentru că legea este egală, doar că nu suntem noi. Iar dacă, dacă îi se pune invitația să vină la poliția locală, domnule, eu polițist, uite ce fac. Pac, am pus invitația. Polițistul, corect sau... cum să spun, strict pe jobul lui, pune asta. El trebuie după aia, când vine, invitația este, la ora 15 vă prezentați, da, la sediul poliției locale. Ei, când vine omul acolo, domnule, era lumea, nu știu ce, te cunosc, dar ești prietenul meu, sau ești prietenul lui șeful, sau ești prietenul primarului, sau ești consilier, da, local, sau ești, da, nu știu ce, avertisment. Na. Mă chem pe toată. Mă repet, da? Ca să înțelegeți cu toții, legea este dreaptă, este egală pentru toți. Problema este că noi nu suntem egali. Sunt polițiștii care nu au unii sunt sânge să aplice legea. Sunt polițiștii care sunt amestecați. Că mai sunt polițiști amestecați cu... Că ăla a bătut-o pe aia la straja de față cu jandarmul. Nu. Ce să Bun. Discutăm aici? Acum, dacă cunoști oameni de ăștia violenți, da, așa, dacă ești la masă cu unul de ăsta care băut, poți să intervii? Da, mă, poți să-i... Băi, omule. Nu, nu, nu. Bun. Nu să-l dau de pământ și să-l leg. Deci, da, băi, da, calmează, lasă-o dracu puțin, oprește-te, ia o pauză, nu vezi că ai dat-o de pământ, gata, ia-l, băi, fată, nu, ești, da, în regulă. Nu, nu, după ce a dat-o de pământ. Dacă, până. Păi, dar n-am adică, citor în stele, nu, să văd că o să sară la ea. O dat-o împins, o să-i dat-o palmă. I-a scăpat-o palmă și după un pumn direct în ochi. Dar după ce a dat palma, tu ai putea să-l, da, să-l ții pe ăla? Da, eu aș intra să-i spun omului, nu să-l țin, că nu mă ține fizicul. Nu. Bun, dar e chestia asta că... Măcar, băi, un gest... Nu, măi, eu făcut un gest cu cotul. Băi, liniștește. Deci... Aia era deja întinsă pe jos. Era înainte de a fi... Și după aia imediat s-a ridicat și i-a tras-o. L-a bătut pe DJ. Sau s-a pe dus urmă, după aia. Deci acolo e foarte asta. S-a făcut, urmărește-mă puțin. Și în Roman există povestea asta și îmi pare rău să știe, nu e o noutate ce zic eu acum, există. Interlopii își fac prieteni prima oară pe cine? Pe oamenii legii. Absolut. Dar nu, și cumpără. Da,
amiciții. Deci când furau, furau în anii 90 în Germania aur, blănuri și asta, unde mergeau? La cei care aveau paraua? Corect. Și dacă în general erau și polițiști. Eu interlopul, beau la masă cu polițiști, că sunt exercițiu funcțiunii sau sunt afara serviciului, mai puțin e important. Și eu ca interlop vorbesc la telefon și spun, trimite și mie 8 kg de cocaină, polițistul mă aude. E, meseria lui ar fi să, bă frate, ești tâmpit? Nu cred că fac așa la... Da, e un exemplu prost. Sau uite, sar la cineva și... Înjurat, de bătut, astea sunt chestiile vizibile. Dar când eu stau la masă cu polițistul, interlop, bă, sunt neprins și hoțul neprins e negustor cinstit, da? Dar ăla știe, polițistul cu care beau la masă, știe cine sunt. Da. Da? În momentul ăsta, toată încrederea populației se pierde, se duce... De-aia încrederea nu mai... Ai văzut tot cu încrederea. Știu, nu, am văzut. Chestia care legat de straja și de inacțiunea jandarmului, am niște rezerve pentru că chestia care care se întâmplă în realitate și asta. Bun. Sunt polițist, bă, stai liniștit, las, iei tras una, bă, stai liniștit, gata, ce-a făcut, ai oprit, gata, iei tras-o bine din prima, bun, gata-i, știi? Da. Nu-i asta, nu-i numai asta. Dar ce? E chestia cealaltă. Că se strică relația. Nu că se strică relația. Dus la poliție, un altul, care nici măcar nu apare pe cameră, nu se vede, nu știu ce, care deja a fost la mai cercetat și nu știu ce, face un minim de cercetări obligatorii, ca să n-aibă discuții după aia cu procurorul, da. Face într-așa fel încât să se facă o încadrare cât mai ușoară a faptei, încearcă să... să-l pună pe asta, băi, negociază cu victima. Deci chestiile care nu se văd în mod direct cu intervenția asta, pentru că la niște animale, că sunt niște animale alea, deci își cânau și băutură în cap, deci ele sunt animale fără băutură. În momentul în care au luat și băutura în cap, deja nu mai ai ce să le faci. Deci ori ești de puterea lor și poți să-l oprești. Cel mai probabil, cred că... Nu aștepta nimeni de la jandarmul ăla să sară cu spray-ul pe ăsta sau să-l lege în cătușe. Da. Dar în momentul în care te duci la al treilea om deja și o dai în goarnă... Mă, ar trebui să se ridice după el. Măcar, bă, omul oprește. Un gest... Da, a greșit, o să plătească. Da, e cercetat și mă, el. Știi ce? Eu am că el intervenise o... în alte treburi. Posibil. Știi? Deci, aici e treabă. Iar el era la masă și a venit ăsta și a așezat la masa lui, că localul era închis pentru o petrecere privată. Eu asta știu din... Uite, asta nu știu. Și asta e pentru mine întrebarea, pentru că aici nu vin cu lămurile astea. Nu, am zis că era în timpul liber și era prieten cu DJ-ul, cu cei de acolo. Straja e atâta, logic că-s prieteni toți. Da, veniți din Lupeni. Chestia e că ăsta a intrat și poate ai fost martor la chestiile astea, deci e petrecere privată și intră interlopul... Da, că el poate să intre oriunde. Intră oriunde, știi? Câteodată se rezolvă prin vorbă bună, băi, nu se poate, e rezervat. Altă dată am fost martor când li s-a dat o masă și stăteau la masă și se uitau, stăteau vreo 2-3, fine, că au băut o bere și au plecat, n-a fost nimic acolo. Asta. Deci aici e chestia, cât poți să intervii... Că ne e frică, mă, de ei. Aici, asta e povestea, deci, că ne căcăm pe noi de frică când îi vedem pe interlopi. Ce să ne ascundem după deget? Bun, frica, dar e partea cealaltă. Ție nu ți-e frică, dar... Nu. Ba mi-e frică, dar încerc să negociez ceva. Frate, eu pe trecere privată, lasă-mă puțin, hai înțelege și tu. Mă refer, deci nu tu ești organizatorul, tu ești acolo, asta. Nu poți să ieși tu din grup, numai dacă ești campion la nimeni nu bataie, mai repede la, tu, nu, dar dacă ești campion la bataie, deci atent, micii infractori din roman și așa, deci nu vorbesc de cei foarte mari, dar cei mai mici, hoții, ăștia șmecherașii de cartier și nu știu ce, cunosc pe toți sportivii din roman și
Să trăiesc șeful. Da. Deci în momentul în care văd pe sportivul, că e la box, că e la kwankido, că e la judo, că e la lupte libere, că e nu știu ce, ei cunosc. Bă, nu știu cum. Deci ei sunt prezenți la activități. Da. Și tot timpul șeful, deci, pac, dacă mi s-a întâmplat odată, eram acum 30 de ani în discoteca de la Casa de Cultură și erau de aceștia puși pe scandal. Și venise și îl știam și stăteam alături de el, un tip campion național. Și când căutau conflict, căutau sămânță de scandal, cum se spune popular, câțiva indivizi, ăsta le făcusem, băi, da, ăștia de aici cu mine. Șeful, dar cine ai spus așa, să trăiești? Pac, s-au retras, s-au dus și căutau în altă parte. Deci știau da, că, da, da, cum să spun, chiar dacă erau patru, chiar dacă ăsta era singur, chiar dacă ăsta nu-i bătuse niciodată, știau ce-i poate pielea și știau că nu-i bine să se ia cu ăla. Concluzie. Concluzia este... E foarte greu de zis. Trebuie ca din momentul ăsta, deci cu cazul Straja, legea să fie foarte dură și cercetarea să facă ca lumea. Da, mai ales că tipul are antecedente. Dar da, eu vreau să zic altceva. Dacă se va rezolva legal românește, 100% românește, Salva Montista o să trebuiască să-i plătească daune lui ea, pentru că i-a zdrelit pumnul cu dinții. Sunt convins că se va ajunge și la ceva de genul ăsta. Adică, bă, frate, te dau în judecată, măi, fată, pentru că, uite, vezi, am niște zdrelituri pe pumn de la dinții tăi. Puteai măcar să nu zâmbești. Da. Și e lege românească, asta este. Că avem o băbuță care trebuie să-i plătească BMW-ul unui tip pentru că a luat-o ăla pe capotă pe trecerea de pietoni. Da? Nu știu. Acum e faza în felul următor. Tipa îl știa pe interlop? Posibil. Eu mă uit și la comentarii. Una, stai așa, într-o localitate mică, într-o zonă mică. Tu ce spui că i-a căutat-o? Nu, ferească Dumnezeu. Da, deci am văzut pe comentarii și treaba asta și un comentariu că bine că și-a luat de la o femeie, da, deci după nume, de o femeie, bine, asta a fost prietena lui. Și-a meritat-o, ceva de genul ăsta. Și am rămas surprins. Sunt oameni adică care gândesc așa, știi? Dar ca și abordarea conflictului. Deci tipa s-a dus să-l roage să vorbească mai încet. Distanța. Deci păstrezi o distanță de cum să spun, de siguranță. Un pas dacă era mai în spate, să n-ajungea din prima să o atingă. Și îl vedea cât e de violent, poate avea timp și ăsta să-l, jandarmul să... Dar când te apropii... Deci, ai ținut vreodată o vacă, un taur, un bou de coarne, să-l pui jos? Am ținut la un moment dat un bou, dar de păr. De bou. Da, pentru că vrea să ne apăra, apropo, era unul din ăsta care vrea neapărat să mă bate și am fost nevoit să-l țin. Nu, eu mă refer de un animalul. Animalul. Am ținut alt tip de animale, da. Bovina, da? Ei, nu te apropii din față ca să-l prinzi de coane, să-i pui lanțul să-l duci la păscut. Te apropii dintr-o poziție în care el să nu te poată lovi. Da, mă înțeleg ce zici tu. Așa și aici. Deci, clar, tipa cred că s-a dus, nu s-a aștepta să-și o ia. Tipa cred că s-a dus și a vorbit destul de frumos. Dar nu, degeaba te duci tu, cum să spun, îi arăți unui porc o floare. Clar. Nu-i semn de pace. Ho, ho, o mănâncă. Măi, tocmai ai defăimat toți interlopii din România. Îți iei amendere, te plictisești, că ai spus că interlopii sunt niște porci. Da, niște animale, niște cretinei. În fine, mare atenție. Cineva îi coordonează totuși că băieții fac bani, da, știi? Deci, învață și portițele legale și toate șmecheriile subterane care duc spre saj de bani. Bine, călcând în picioare. Mamă, vreau să dau, să-mi iau masteratul. Bine, mă, ia-ți masteratul, nu trebuie să te faci tu interlop, să râdă lumea de noi. Fă da, facultate ca să râdă lumea de noi. La licitații nu se va merge cu prețul cel mai mic. Am trecut peste legea Dragnea, deși... Nu, o să mai discutăm. Stai așa, că da, se leagă și cu... Vreau să întreb o chestie. Mi-a plăcut faza cu amenda de 100.000 de lei. Vorbim de 100.000 de ron. Da, o să le înseamnă un miliard. Da. Presupunând că eu jicnesc un grup de persoane, de unde o să-mi ia
miliardul. Hai să spunem că sunt atât de rău, de răutăcios. Ies pe, uite, pe TV și spun că, bă, frate, nu angajați țigani, că ăștia o să vă fure din firmă. Nu primiți refugiați în România, că o să vă violeze femeile. Duceți-le la Vaslui, că le violează ai noștri. Da? Ia că m-am luat de vasluieni. Pac, vine Dragnea și spune, știi ceva, frate, ai vorbit de urât, de rău, vasluienii. Ia tu 100 de mii de lei amendă. Și am să-i spun lui Dragnea, bă, nene, ia-mi boi de la bicicletă. Te rog, uite, da. Eu dețin telefonul, atât, care valoare. De asta întrebam dacă te-ai uitat cumva pe lege, pe proiect de lege, sau ce o să vină ca norme metodologice de aplicare a legii, să vedem dacă nu cumva pune varianta de a transforma această amendă, dacă amenda este penală. Da. În ce? Muncă în folosul în închisoare. În închisoare, posibil. Știi? Că căldură, apute... căldură, mâncare, mâncare. Am adică zis, dacă sex, eu îi spun ăla, băi, cum să spun? Iau și, uite, mă iau de o altă categorie, de funcționare publici. Îți dai seama. Eu nu sunt cu el, da? Sunt separat aici, nu știi? Mă bag. Știi? Și vorba cuiva. Dom'le, uite-te să vezi ce mașini au. Cât câștigă, cât costă mașina? În caz că n-ați văzut pe Facebook, a postat omul zilele trecute, cine cu Dan se pozează, mâine la DNA semnează. Eu sunt cu el, săracul de mine, în fiecare vineri! Dar nu facem nicio fotografie. De ce și, și vorba unui coleg de-al meu, care a sesizat locația în care a fost făcută fotografia, că una, fotografia a fost făcută pe, în timp ce se spunea ceva și pe fundal era biserica. Și a zis, da, domnule, eu am făcut fotografie cu Dada, nu eram lângă biserică și n-am spus nimic că o să fac, o să trec, o să iau, că n-o să iau. Ne întoarcem, lăsăm puțin pozele și Facebook-ul, mă te-am întrerupt iarăși, am eu talentul ăsta, vă spunem la licitații, să, înainte de licitații să ne luăm puțin și de faza că românii vor fi obligați să-și facă verificările medicale. Eu am avut un punct de vedere și se care pare e punctul tău de vedere? Punctul meu de vedere este că nu mă poate obliga statul să mă duc la medic când vrea el și doi la mână, chiar dacă nu mă duc și mă îmbolnăvesc, nu voi plăti nimic din contravaloarea tratamentului. De ce? Pentru că de ani de zile plătesc asigurări medicale. Da. Ca și educație sanitară, medicală, corect, nu știu cum se zic. E recomandat. Corect. Și sfătuiesc pe toată lumea să conștientizeze faptul că este în secolul 21, că o investigație medicală poate depista ceva într-o fază incipientă și pentru binele tău personal, pentru binele meu personal, mă duc să fac analize. Dar de ce trebuie să fii obligat sub o amenințare unei amenzi? Numai puțin. Recunosc faptul că nu-mi place să mă duc în spital. Gândește că dacă te duci la un control de rutină, da, primul lucru care ți se face, îți faci un tușeu rectal. Serios? Da. La revedere cu controlul, ne-am terminat. Îți dai seama, deci, când auzi treaba asta, bă, lasă că nu mă mai duc, știi? Nu, lăsați. Deci, pac, deci pe chestia asta. Dom'le, știi, mă dor rinichi. Stai aici puțin în poziția asta, pune mănușa, zang. Bă, dar ce faci? Asta e procedura când se verifică nu știu ce prostată. Dar mă dor amigdalele. Bă, nu cred, la amigdale mai scad. La ureche, după. La ureche nu știu. Dar, ca și idee. Trebuie totuși să conștientizez că sunt anumite lucruri neplăcute. Bă, ești la spital, ești pe masă să te panseze, ușa e deschisă, chiar n-am mai ajuns pe la spital să... Acum înțeleg de ce? Asta. Nu, la conferință de presă mă refer. Stai pe acolo ca să schimbe pansamentul, lumea trece pe hol, se uită la tine, știi, și... Da. Trebuie chestia de intimitate și de... Nu există intimitate în spitalele din România, n-ai cum, pentru că nu există spitale ca în Statele Unite unde vezi camere separate pentru fiecare pacient. Am văzut la spitalul de urgență din Floreasca, din București, e cu draperiile alea, că pentru chestia asta. Una, tu ești cu o rană
ușoară, să zic, ai căzut pe gheață, ți-ai rupt mâna, da, ușoară, față de cel de alături, care s-ar putea să și moară. Da. Nu cred că vrei să-l vezi pe ăla că e cu creierii împrăștiați și asta, bănuiesc că și pentru chestia asta, că până la urmă fiecare, echipa de acolo își face treaba acolo, echipa de aici, da, își face treaba, sunt mai multe, mai multe aspecte. Iar cu treaba asta de a obliga, totul vine pe partea pur economică. Da. Știi? Și de aici, domnule, vrei să fii... Mă, sunt foarte scumpe tratamentele astea. Este clar că e mai bine să previi și știu sigur, da, că o să fii de acord cu mine. E mai bine să previi decât să tratezi. Am înțeles. Asta este o idee foarte bună să te duci din când în când la medic să-ți faci niște controle. Foarte adevărat. Dar nu înțeleg povestea cu vei fi nevoit să suporți contra... Nu, nu voi fi nevoit să suport nimic. De ce? Pentru că de ani de zile plătesc cu asigurare medicală. Și nu trebuie să plătesc. Să spun un caz. Cineva mi-a povestit că ianuarie s-a dus cu drujba proprie și personală să curețe niște sălci. Da. Ale lui. Pac, pac, pac. Treabă casnică, așa. Scapă drujba peste picior. Da. Nu are echipamentul de protecție adecvat care să-l salveze de rană. Omul își acordă primul ajutor el pe loc. În fine. Corect. Și-a turnat benzină. E o poveste. Okay. Nu, n-a dat foc. N-a dat foc. După aceea s-a acasă, s-a spălat cu apă și a pus un pansament. Sau și-o pus ce, o fașă, ceva acolo. Zic, și v-ați dus la doctor, domnule? Nu, că mie mi-e frică de asistente. Zic, și s-a rezolvat, s-a vindecat rana? Nu, am ajuns după o săptămână și ceva, dacă mai întârziam vreo două zile, îmi tăia piciorul. Ei, ce ar trebui să faci în cazul ăsta? Pentru că dacă se ducea în prima fază, da, deci, normal, deci vorbim aici despre o chestie care nu mai trebuie că face o investigație. Da. Ești o amâni? Corect, dar noi suntem români. De-aia români, amâni, se potrivește, da? Nu, mă bănuiesc că peste tot în lume este treaba asta. Nimeni nu vrea să ajungă la mine. Este undeva obligatoriu? Nu știu dacă există. Și, adică dacă este... bun, nu chestia de obligatoriu. Dacă nu te-ai dus la controlul la care ești programat anual, la care ai dreptul anual, da, un control minim de investigație, plătești, este undeva în lume să spună, vei plăti tratamentul cu tare și cu tare? Nu știu, pentru că n-am fost peste tot în lume. Da. Referitor în Spania, de exemplu, când lucram în Spania și când am lucrat în Italia, a venit patronul la mine în fiecare an și mi-a spus, Cristian, astăzi oprim serviciu pentru că mergem să ne facem analizele obligatorii prin lege. Fii atent, și la lucru noi, care în România la locul de muncă, deci ca să știi treaba asta, legea prevede, sunt analizele medicale obligatorii, controlul medical periodic. Corect. Deci există și în România și se face. La firmă, deci la locul de muncă. Deci spui tu mie că vine patronul și spune, bă, băieți, azi nu oprim. El plătește. E obligat prin lege că atunci când te-ai angajat, ai fișa... Când m-am angajat, da, am făcut-o. Fișa de aptitudini. Dar nu vine anual. Și anual, dacă n-ai făcut, deci ITM-ul sancționează treaba asta. ITM-ul sancționează orice. Bun, sancționează orice. Dar e chestia asta, deci ca să știi, deci la locul de muncă, da, și acum... Dacă păi și atunci de ce sunt obligat de stat să mă duc să-mi fac analize? Fii atent. Deci, pentru locul de muncă e felul următor. Lucrez la birou, da, într-un spațiu ok, nu știu ce, sunt un set minim de analize. Pentru că riscurile, da, de îmbolnăvire sunt mai mici. Te duci să lucrezi, de exemplu, într-un atelier de prelucrare a lemnului, vei avea, ca să zic așa, o analiză obligatorie, audiograma. Corect. Ca să vadă cum stai cu auzul. Pentru că tu trebuie să te protejezi acolo, să ai antifoane, clar. Ei, deci, în funcție de riscurile existente la locul de muncă, riscuri de îmbolnăvire profesională, se fac anumite seturi de analize. Sunt locuri unde faci radiografie pulmonară pentru a verifica starea plămânilor și în caz de se sesizează ceva, imediat tratament și scoaterea din mediul respectiv. Atunci hai să lămurim. Deci, ăla e un alt aspect și obligatoriu. Deci ăla poate duce chiar la anularea contractului de muncă, dacă tu refuzi ca și angajat. Am înțeles. Deci suntem de acord cu jumătate cel puțin din chestia asta. E bine să mergi să-ți faci analizele, chiar și obligat de stat. Trebuie să-ți faci controle medicale. Da. Pentru propria sănătate și pentru liniștea pe viitor. Suntem de acord și cu faza cu bă, trebuie să-ți plătești, dacă nu. Adică, uite, dacă eu îți lovesc ție mașina, cu mașina proprie, îți lovesc mașina, îți vei suporta reparațiile din buzunarul propriu sau o parte din reparații? Dacă e vina ta, pierzi auto, fac reparația. Da,
Corect, dar nu pe banii pe care îi scot din buzunar, ci pe RCA. Pe RCA, da. Corect, de ce? Pentru că suntem amândoi asigurați. Plătește da. Anual obligatoriu. Da, asta, asta e vorba de accident și e greu să facem comparația. De ce? N-ai de unde nu, să nu, știi nu. Dacă cineva se lovește, lovește mașina. Nu, mă refer în felul următor, că dacă cineva te lovește, ai căzut pe gheață, ți-ai rupt mâna, nu te pune nimeni să plătești, mergi pe asigurare. Dar se referă, deci ca idee, da, chiar dar se referă la depistarea acelor boli foarte grave. Pe care nu le mai acoperă asigurarea, să înțeleg? Care sunt foarte costisitoare. Și dacă te asigurarea pe care o plătești nu este costisitoare? Este la nivelul ăsta, dar gândește că, de exemplu, o operație pe inimă, să spună o inimă artificială, până se găsește o inimă de la un donator, am văzut la televizor 90.000 de euro. Adevărat. Înțelegi? Deci, ce venituri trebuie să ai și ce asigurare trebuie să fie plătit. Ai fi putut să nu ajungi la transplantul ăla dacă ai fi mers cu 50 de ani în urmă și să vezi că ai probleme cu inima. S-ar putea să poți sesiza treaba asta cu un an, doi înainte. Domnule, stai așa o clipă. Grăsimea, stilul de viață și medicamentația asta. Este foarte bine să te duci și să vezi din timp ceva ce se poate trata. Da. De ce am rezerve pe ceea ce înseamnă de a plăti, pentru că, din păcate, sunt anumite situații. Mă duc și fac controlul medical da. Pe 1 ianuarie, da, și apare, deci sunt sănătos, da, și apare un cancer galopant, ceva care în 3 luni, deci acolo nu mai e... Da. Vina mea și, în fine, s-ar putea să nu mai fie nici cu șanse de supraviețuire, indiferent de ce corect. Progrese a făcut medicina până la ora actuală, să mergi pe ultima oră. Deci e de discutat, e chestia ca lumea să înțeleagă faptul ăsta. Păi, mergeți la asta la medic. Corect. Deci asta e important. Nu ezitați. Exact. Uite cum a fost cazul de la Argeș cu acei micuți. Se spunea și tind să dau dreptate. Dom'le, îi rău copilului. Stai așa o clipă să vedem, îi dăm un medicament de asta de scăderea temperaturii, nu dau nume, pur și simplu un analgezic, nu? Da. Ceva de genul ăsta. O linguriță, o pipetă, o pastiluță, ce se poate da în funcție de vârstă. Și mai trec încă 24 de ore. În 24 de ore se pot întâmpla multe. Se pot întâmpla, mai ales la bătrâni, la copii. O vizită la medic nu strică niciodată. Nu strică niciodată. După aceea, chestia aia a plăti, iarăși, da, plătesc. Ca și 100.000 de la legea lui Dragnea. Defăimătorul. Defăimătorul. Nu pot să-i pronunț numele. Așa. Mi se face tratamentul. De unde mi-a banii? Da, bună întrebare. Pentru că... Hai să gândim și varianta psihologică, da? Efectul psihologic. Felicitări, domnul Dan, o să ai nevoie de un transplant de inimă, te costă 40.000 de euro. Și tu în momentul ăla, frate, știi ceva? Dă omul ăsta de inimă, umorți-mă acum. Exact ce ai nevoie să auzi, când auzi că ești bolnav și că puteai, vezi, e vina ta, te-ai îmbolnăvit de vina ta că puteai să nu fii bolnav. 40.000 de euro. Deci da. Exact ce ai nevoie în momentul ăla, știi? Altă variantă, la 300 de lei coșciuc da. De lemn lăcuit. La licitații nu se va merge cu prețul cel mai mic, iarăși eu am un punct de vedere foarte clar, vi l-am spus și vouă în 24 de titluri, acum vreau să-l văd și pe al lui Dan Vasiliu. E foarte bine că nu se mai merge cu prețul cel mai mic, pentru că din punctul meu prețul de vedere cel mai mic era cel mai mare. Săraci, ca să ne permitem lucruri. Nu, dar era cel mai mare. Era prețul de pornire și după aceea se adăugau. Păi nu, că la licitații câștiga firma care venea cu prețul cel mai mic de execuție. Și urca la prețul cel mai mare. Sau mai mult decât cel mai mare. De unde până unde? Pentru că apăreau cheltuielile neprevăzute. Da, bineînțeles. Da. Ei, și atunci ce facem? Hai să vedem știrea. Trebuie să mai și vedem, nu știu că mai avem timp. Hai că o vedem. Hai vedem știrea și ne întoarcem să o comentăm imediat.
Criteriul prețului cel mai mic nu mai este singurul care va dicta câștigătorul unei licitații de achiziții publice, au decis marți senatorii, care au votat în favoarea proiectului de lege privind achizițiile publice aprobat de guvernul Ponta în octombrie 2015, potrivit Mediafax. Decizia finală urmează însă să fie luată de Camera Deputaților. În favoarea acestui proiect s-au pronunțat 88 de senatori, existând o singură abținere. Conform președintelui Agenției Naționale de Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș, proiectul prevede praguri valorice noi pentru diverse tipuri de contracte, reducerea termenilor limită între depunerea candidaturilor și deschiderea ofertelor, care pot ajunge și la 15 zile, și în același timp se introduce obligativitatea realizării procedurilor de achiziție prin mijloace electronice, existând un singur criteriu de atribuire, cea mai bună ofertă tehnico-economică, iar acest criteriu va avea mai multe subcriterii. El a mai spus că va fi introdusă și obligativitatea consultării pieței înainte de lansarea unei proceduri de achiziție. La rândul lui, senatorul nemțean UNPR Liviu Bumbu a cerut celeritate în instanțele de judecat atunci când sunt termene ale contestațiilor licitațiilor. La licitații, prețul cel mai mic nu se va mai merge pe acest preț. V-am mai spus și înainte de a vedea știrea, suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine. Am văzut autostrăzile făcute cu prețul, cu licitații câștigate cu prețul cel mai mic. Autostrăzi care s-au crăpat pe lungime, au început să se prăbușească. De ce? Din cauza conspirațiilor mondiale, da. Din cauza agenturilor străine. Agenturile. Da. De ce spun treaba asta? Că cineva postase pe net fotografie cu oamenii la coadă la lapte pe timpul lui Ceaușescu. Da. Și începea articolul și cozile astea erau făcute de către Guvernul Statelor Unite și în colaborare cu FMI. Sau FMI care ne-au condus încă de problema lui Burebista. Zic, bă, stai așa, coada la lapte când era ce treabă avea FMI-ul. Că acum lumea să nu ne ia de tâmpiți, pentru că ceea ce spunea tovarășul Ceaușescu și asta, că au negociat prețuri bune. Da. Dobânzi relativ bune, că el a avut o ambiție să plătească mai repede și a și reușit. Cu un preț foarte mare, este altă. Da, dar a și reușit. A și reușit, dar cui a folosit? Corect. Deci nu e asta treaba neapărat. Să ne întoarcem la, lăsăm pe tovarășul Ceaușescu, pe tătică, tăticul, da. Și mămicul. Da, aici, deci cu licitațiile, cu treaba asta, agenturile străine să nu ne mai dea firme care să facă lucrări de proastă calitate. Bun, dar atunci ele vor fi mai scumpe. Vor fi bune calitativ, dar vor fi mai scumpe. Acum, uite, ar trebui o statistică. Și poate cei de la Institutul Național de Statistică poate au sau undeva în primării, la birourile economice, câte proiecte au fost scoase la licitație? 100 de proiecte în ultimii 10 ani. Da. Da? Un proiect de achiziție, 3 birouri. Ok. Da? 3 mese de birou. Cât a fost la licitație? Păi a câștigat atelierul. Fine, un atelier prieten, candidat cu alte două ateliere. Da. Așa, 3.000 de lei. Cât s-a plătit? 3.000 de lei. Da. Bun. Aici e mai greu să mai apară prețul suplimentare. Da? Dom'le, vrem birou, dimensiunea și cu tare și cu tare. Da, aici așa. Bun, aici e după clar. Aia apare o alta. Să zicem, cositul spațiilor verzi din municipiu. Da. S-a făcut un preț de văzut. A fost an ploios, iarba a crescut mai des. An ploios și an electoral, iarba trebuie cosută și mai des. Ca să fie treaba, da, bună. Cosit. Da. Trebuie văzut cât a fost încheiată licitația cu prețul ăsta. Cât s-a plătit? S-a plătit mai mult. Fine, aici o să apară pe felul ăsta. Băi, s-a plătit la lucrare. Și cam, da, ce buget a fost alocat? Că și aici s-ar putea ca din cele 5 coase trecute, da, să nu fost decât 4. Bun. Eu mă gândesc la... Iar la, de exemplu, la o lucrare. Cum a fost blocul cu bulină? Deci n-a fost făcut, a fost făcut un studiu de fezabilitate și proiectanți și nu știu ce, ca să apară pe rând diverse alte chestii care nu
Hai să ținem chestia foarte simplă. Ne întoarcem la cositul ierbii, da? Și vreau să-ți propun proiectul cum îl văd eu. Suntem noi doi. Primarul Leureanu vrea să cosească toată iarba și să taie toată iarba dintre blocuri. Vii tu, ai 5 motocoase, da, și 10 angajați. Eu am 2 angajați și coasă. Corect? Bineînțeles, tu vei spune, băi, am 10 angajați la 1000 de lei fiecare, deja înseamnă niște bani, benzina, motorina, cu ce dracu merg alea, da, servisul la alea costă, corect, și vii cu un preț de 100 de milioane. Eu am 2 oameni și 2 coase și spun, eu cu 15 milioane rezolv. Primăria, evident, pentru că e obligat, era obligată prin lege să meargă pe prețul cel mai mic, îmi va da mie licit, îmi va da mie proiectul. Corect? Ce se întâmplă? Eu voi face o treabă de 2 bani. De ce? Pentru că va arăta ca dracu și va dura 8 ani. Corect? Cositul dintr-un an. Cositul prima dintr-un coasă. An. Da, prima corect? Coasă. Prima coasă va dura 8 ani. Pe de altă parte, dacă ar merge, bă, nu mai dăm lui Neamțu, că Neamțu e prost ca noapte. El are 2 oameni care lucrează manual și strâng cu furca într-o căruță. Și nu rămâne, nu se apucă a cosit tot. Corect. Hei, atunci ce facem? Îi dăm lui Vasiliu, că el are într-adevăr un preț mai mare, dar uite ce treabă bună face. Plus, ne uităm la ce ar trebui să se uite, de fapt, în licitațiile astea. Bună ziua, firma dumneavoastră de când există? De ieri? Nu ne interesează. Firma lui Vasiliu de când există? Are 10 ani de experiență în cositul ierbii, frate. Pe asta mergem. Da, da, vezi, asta cu, cu vechimea e în felul următor, pentru că aici apare o șmecherie făcută. Mm. Am firma de 10 ani, da. A fost firmă de spălat geamuri. Nu, vorbesc de firmă care să fie avut. Nu, firmă de spălat geamuri. Generații întregi de făcut chestia asta. N-ai făcut, cum să spun, a apărut relativ recent firmă de cosaș. Deci vorbim strict pe treaba asta. Da. Deci e mai puțin, trebuie să vedem în felul următor. Ai numărul de ai cositoare? Păi, ai oameni? Deci asta, nu că, de exemplu, te-ai dus și ai câștigat la loto. Da. Și ai cumpărat 30 de motocoase, da. Le ai țiplă, ai angajat 5 oameni, da. Și poți să dai pe declarație proprie răspundere clar pentru a participa la licitație, că în caz de câștig licitația, mă oblig, pentru a îndeplini toate formele, să angajez pe perioada verii încă 10 contracte individual de muncă, da. Pe perioada determinată. Deci voi avea și oamenii necesari. Da, dar nu au experiența necesară. Nu trebuie mare experiență. Bine, mă, la cosit iarba, dar să zicem că vrei să faci blocul cu bulină. Nu bun, la blocul cu bulină, iarăși venim în felul următor. Firma să aibă utilajele, să aibă personalul calificat. Corect. Eu am fost martor la o chestie, era Dumnezeu să-l ierte Tărâțe, președintele Consiliului Județean, se discuta în sala de consiliu a primăriei Roman, era și erau mai mulți primari, era și primărița din Săbăoani, care din greșeală, nu știu cum, nu și-a dat seama, dar a pus o întrebare de bun simț la un moment dat, pentru că cei care lucrau la stația, cred că era vorba de stația de sortare, așa, și stația de epurare, nu mai contează, da. Undeva o lucrare, constructorul spunea că nu are oameni suficienți. Păi și atunci cum ai câștigat? Băi, stai așa o clipă, dar nu mă interesează, ai câștigat asta, Corect. Eu îți dau banul să faci treaba asta, nu-mi spui mie. Deci toți primarii, Culiță Tărâță, Dumnezeu să-l ierte, încerca să tempereze treaba pentru că vedea că ăia scot dume din ei, da. Și nu mai vrea să zică. Iar primărița din Săboan ne-a spus, da, dacă nu au făcut licitația, n-au știut, n-au avut și asta. Știi, și era și presa acolo, îți dai seama, Culiță a spus, dar nu știți cum să fac licitațiile. Ah, bine. Ea, când nu știa cum să mai spună, pentru deci că prea era... Deci ce prețul mai mic sau calitatea mai bună? O analiză corectă și nu prețul cel mai mic. E clar, prețul cel mai mic s-ar putea să fie cel mai mare. Corect. Părinții așteaptă ca, și cu asta încheiem, da? Da. Ultima, că vreau să văd punctul tău de vedere ca tată. Senatorul Ionela Grigoroaie a inițiat o lege prin care dorește ca fiecare copil din România să primească o locație lunară de 100 de euro din momentul în care se naște și până își termină studiile, însă în tichete cu destinație precisă, adică o anumită sumă de bani pentru alimente, o altă sumă de bani pentru haine și alta pentru rechizite. 100 de euro n-ar fi o idee proastă, vorbim de 4 milioane și,
450 de lei, pun mereu la 45 de lei, la 4,50 lei un euro, nu mă întreba de ce. Ce nu pricep este cât mănâncă copiii tăi. Fiecare în parte. Nu, n-am să, în fine, toți părinții vor să mănânce bine copiii. Corect. Ei mănâncă... De unde știe Ionela Trivoroaie cât mănâncă un copil? Nu mă, el a făcut aici, cum să spun, vrei să spui că e puțin? Nu, vreau să spun că de unde știe el că el dă tichete cu destinație precisă, o anumită sumă pentru alimente, da, pentru copil, o alta pentru haine și alta pentru rechizite. Păi un copil de când intră în școală până când termină studiile. Păi un student la arhitectură are nevoie de... pe miliarde de chestii. Nu, dar nu tot. Rechizite. Nu tot. E o parte, e un ajutor. Am înțeles, o parte, corect. Da. Acum e în felul următor. Studentul mănâncă mai puțin. El dacă are o băutură, o țigară... Da, dar asta nu se vor duce pe băuturi și nu, păi, asta. Dar un copil de clasa 8-a, comparativ cu un copil de clasa 1-a... Da, va mânca mai mult cel de a 8-a decât cel... Deci de unde dar, e aici, am înțeles. Echilibrul face așa, domnule, hai să vedem, de la clasa 0 până la clasa 12-a, câți bani se dau pe rechizite? Facem o medie și mergem pe asta, pentru că ăsta e un aspect. După aceea, pe haine, iarăși, dai numai un, știu eu, nu știu cât s-a gândit, că dă 10%, 20%. Este doar deci, un proiect, eu propun să vină ca ajutor. Eu la altceva vreau să mă refer. Vreau să mă refer de sursa. De unde iei banii ăștia ca să-i pui în... O supraaccizare a taxei pe viciu. Care? Fumatul și băutura? Bun. Bine, pe lângă, n-ai știrea și tu? Sau se vede mai prost. Da? Senatorul spune că se găsesc și sumele necesare pentru a mări alocația copiilor, în primul rând să se recupereze banii găsiți de Curtea de Conturi cele peste 80 de milioane de euro băgate în panseluțe. Da, știu. Și accizarea taxei pe viciu cu 0,05 bani, adică să trăiască fumătorii pe care ai înjurat cu toții că uite o să vă dea bani la copii. Da, e viciu și la beutori. Și deci la mai... Cine mă sună noaptea... E, omule, îmi pare rău, nu pot să vorbesc cu tine. E basistul de la nou proiect pe care l-am în... Aha. N-am discutat. Nici nu o să putem discuta. Deci, 100 de euro e mult, e puțin? E un pas, dar e numai o chestie pur electorală, da, în momentul de față. Deci atâta vreme cât nu identifici clar. Dar uite, îmi place chestia asta și trebuie să înțeleagă lumea. Hoțiile, măgărelele, cu licitații trucate, cu nu știu ce. Uite, 80 de milioane de euro băgate în panseluțe, deci e vorba de un singur sector din București. Corect, da. 80 de milioane de euro. De euro. Împarte 80 de milioane. La milioane populația României actuală. Împarte 80 de milioane la 100 de euro și vezi câte tichete îți iesă. Corect. Facem matematica? Nu fac matematica. Mâine. Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Dragilor și dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenția pe care ne-ați oferit-o și astăzi. Dar nu uitați de profilul prezență. Candidatului, să lucrăm la el cu toții. Cu tonții. Cu tonții, să nu defăimăm pe nimeni, să nu defăimăm pe nimeni. Rămâne să ne vedem vinerea viitoare la altă ediție a Retrospective Săptămânii. Până atunci, ca de fiecare dată, weekend minunat și toate bune. La revedere.